Bun găsit, stimați telespectatori, un alt prieten în studiourile noastre, de fapt doi prieteni, dar un prieten care cam tot timpul în zona Maramureșului, e vorba de primarul de la Cavnic, domnul Petruță, îi spun bun venit, și prietenul domniei sale, un prieten de al nostru, parcă e Partidul Social Democrat cu prietenii, Cătălin Ivan, europarlamentar, liderul unui nou partid politic, ProDemo se numește, și de asemenea liderul unei inițiative, cred că pentru prima dată când se folosește platforma aia, o să ne povestiți dumneavoastră despre ce e vorba, reportă denumirea abreviată ADN, Alternativa pentru Demnitate Națională, dar la alegerile astea europarlamentare va merge pe sigla ProDemo. Da? Bine am pronunțat? Perfect. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Apropo, în ce limbă vorbiți la Parlamentul European? De obicei engleză. În intervențiile publice vorbesc în limba română, pentru că suntem uniți în diverse state, limba română este limba oficială ca toate celelalte. A, dacă când stați la un șpriț cu colegii din... Ca să pot să-mi fac treaba, trebuie să duc tot felul de negocieri, și atunci discuțiile în privat, sigur că sunt fără traducător, în engleză, în franceză. Interesant, chiar dacă sunteți om politic, tot timpul vreau să vă întreb așa în direct, ce vă fac tripletele? Domnul Cătălin Ivan are trei fetițe de 7 ani. Toate au 7 ani, nu? Sigur. Așa? Fac 7 ani în mai, de Constantin și Elena. Bun, le vedeți des? Vin și ele la Bruxelles? Văd în weekend. Da. De exemplu, acum că se accelerează foarte mult programul cu campania electorală, le mai iau cu mine în weekend, pentru că trebuie să meargă la școală. În rest, pe unde mă duc? Săptămâna asta voi fi la Sighișoara și Sibiu. Deci vor merge cu mine la Sighișoara. Să aveți grijă să nu fiți acuzat că folosiți copii în campanie. Merg cu mine în sensul că cu mașina, călătoresc. Nu participă la evenimentele politice, nici pe site-ul meu, nici pe contul de Facebook. Care e problema? La americani ați văzut că ies în campanie toți din familie. E o mare problemă. Și câinele, și curcanul. Pentru că eu cred că oamenii ar trebui să aibă încredere în mine ca politician, nu pentru că am 3 fete. Ci pentru că fac ceva, pentru că nu mint, pentru că ceea ce spun și fac, pentru că îmi dau silința să fiu cât mai prezent în viața publică și să fac lucruri pentru ei. Altfel, așa că ai un copil, că ai 2, că ai 3, că n-ai niciun copil, e mai puțin relevant. Fetele sunt pentru mine acasă, sunt ale noastre și doar pentru noi. Domn Petruț, cum de stați la aceeași masă cu domnul Cătălin Ivan? Că asta nu e o emisiune de dezbatere, încât să se fi nimerit și primarul de Cavnic la masa asta. Păi chiar pot să vă spun că mă onorează să stau lângă astfel de oameni și totdeauna am stat lângă oameni calitativ, nu cantitativ. Cătălin este un om care își face treaba, m-am împrietenit sau ne-am cunoscut prima dată la Bruxelles, în urmă cu ceva ani, și de atunci am rămas, pot să zic așa, prieteni. În ce context v-ați cunoscut? Păi, ca și primar... A, ați fost în... Umbli, da? În lume, că trebuie să umbli ca să rezolvi problemele comunității și să afli ceea ce se mai întâmplă. Ne-am cunoscut de la început, ne-am... Am socializat destul de bine, ne-am înțeles bine și am rămas foarte buni prieteni. Cătălin a fost și la Cavnic la noi, în urmă cu 2 ani de zile, o vizită a Cavnicu. Chiar a fost o surpriză mare, deci de 1 decembrie în 2016 a fost la Cavnic. Deci totuși pentru noi a fost important să avem astfel de oameni la Cavnic, pentru că orașul Cavnic, știți, nu e un oraș foarte mare, dar totuși e important. Putea să fie la Iași, putea să fie la București, putea să fie la Craiova, să nu știu, a venit la Cavnic. Și acesta lucru la noi ne-a arătat că este un prieten, vrea să fie un prieten. Bine, al Cavnicarilor. Și când noastră insistați, de rușine omul vine. Că nu am insistat, deci nu am insistat, doar am lansat o invitație. De rușine omul face, măcar parțial. Dar Cătălin nu avea nicio obligație, pentru că a venit în plăcere, a spus la tine, vin, uite, vin la tine la Cavnic și... Că sunteți în... Păi degajat sunt, un prieten. Păi da, cum să spun altfel, dacă așa e situația. Deja, oamenii serioși trebuie să stăm și să muncim împreună, e ceva normal. Să înțeleg că sunteți un discipol de al noi mișcări, discipol al acestei alternative. Știți foarte clar că sunt primar independent. Nu, că a zis pe moment. Am spus, sunt primar independent acum, da. Și eu nu am luat o decizie vis-a-vis de o variantă sau alta. Eu deocamdată sunt lângă un bun prieten. Dacă vă aduceți aminte, v-am și spus aici în studioul de televiziune, dar ați mă întrebat dacă o să mă implic în alegeri sau ceva, și am spus nu prea am de ce să mă implic, dar dacă să ivești ocazia să susțin un prieten sau un om care o vizita Cavnicul, pot ia un calcul acest lucru și cred că v-am spus, există pe înregistrare.
Și cred că lângă astfel de oameni trebuie să... Deci poate fi Cătălin Ivan, nu? Poate da, fi pentru că și Cătălin el, se încadrează în cerințele mele. El chiar, ceea ce eu v-am spus, el se încadrează, dar și uitaserăm că este candidat și că a fost la Cavnic. Și după aia mi-a zis, Vladimir, eu chiar alături de tine și am fost. Și noi da, suntem așa a prieteni. Spus. Domnule, dacă a fost vreun parlamentar, fie euro sau așa, în Cavnic o să-l susțin. Nu știu dacă și-a adus aminte sau nu. Acum, eu adus, a fost o discuție normală, nu? Eu n-am venit să fac, să-l conving să vină într-o formațiune politică. Știu ce înseamnă să te desprinzi de un loc unde ai muncit foarte mult, ai investit foarte mult. E clar pentru oricine că nu trece prin cea mai comodă perioadă, nu a carierei politice, a vieții de om, pentru că te atașezi de oamenii cu care lucrezi, de proiect, te identifici, proiecte comune avute de-a lungul timpului, o istorie comună și când se iau astfel de decizii și partidul din care faci parte ajunge într-o înfundătură cum este acum în toată țara, nu numai aici în Maramureș, când efectiv gonește din partid oameni care au construit cărămidă, cărămidă și au pus umărul la construcția partidului. Nu data, e. V-ați dat demisia, nu? De eu timp? Mi-am încheiat socotelele cu PSD-ul de foarte mult timp. Ce dar asta? A, nu, efectiv, am anunțat public, da. Eu am anunțat public adeziunea mea e nulă, în momentul în care imediat după congresul de anul trecut, cred că din primăvară, când Dragnea a fost aplaudat că e președintele lor. Adică așa mostră de comunism eu n-am văzut niciodată. Eu n-am crezut că pot, eu n-am prins comunismul decât, sigur, copil fiind clasa 5-a, eram în clasa 5-a când a avut loc Revoluția. Să retrăiesc momente despre care doar am citit sau am auzit, nu mă așteptam și nu-mi doresc asta pentru copiii mei. Și atunci am spus, din momentul acesta, eu mi-am încheiat absolut orice socoteală cu PSD-ul. Nu voi construi un partid politic împotriva PSD-ului. Dar prin absolut tot ceea ce vom face noi, ne vom asigura că acest partid, în forma în care este acum, nu va mai ajunge niciodată la guvernare. Sunt județe întregi unde am început o muncă asiduă de depesedizare a județelor respective. Dar prin pesedizare eu înțeleg mai mult decât PSD. Este o stare de spirit, un mod de a face politică. PSD-iști, între ghilimele, sunt în PNL, sunt în toate marele partide care au fost la guvernare chiar și puțin timp. E un mod de a fi, un mod de a lucra. Oameni foarte corupți, foarte slab pregătiți, fără scrupule, care au doar ca singur instrument de a ajunge ceva în viața asta, politica. Și atunci calcă pe cadavre, nu interesează absolut nimic. Țara aceasta este o țară extrem de bogată, dar sărăcită în fiecare zi. Eu am statisticile de la Bruxelles. Vă pot spune de acolo cel puțin 15... Ce vechime aveți în PSD? Ce vechime ați avut, mă rog? Toată cariera mea politică a fost adică în PSD începând cu 2003. 2003, nu. 15 ani. Pe 16 ani. 15 ani. Că anul trecut păi și după 15 ani v-ați dat seama că e problemă cu partidul ăsta? Nu. Eu am intrat în PSD pentru că eram de stânga și era singura variantă, singura opțiune pe scena politică în acel moment. Chiar când am intrat în PSD nu erau iubiți tinerii. Da, stați un pic. Acum în 15 ani nu s-a schimbat atât de mult în rău PSD-ul. Vă pot spune pe scurt care a fost cariera mea în PSD. S-a fost un pic naiv când ați intrat, nu? Crezând că e... Nu. Eu cred că eu acum uitându-mă în urmă, cred că eu am greșit în relația mea cu PSD-ul. Pentru că am intrat într-un partid care am crezut că se poate schimba încă de când am intrat în el. Eu n-am simțit că am intrat în PSD. Eu am simțit că am intrat în TSD. Era acel tineret social-democrat care își propunea să facă altfel politică, a schimbat culoarea partidului. Deci a crescut odată cu Victor Ponta. Practic. Sigur, care până în 2010 a fost un Victor Ponta până a ajuns președintele partidului. Din 2010 a fost alt Victor Ponta. Asta este viața. Oamenii se schimbă, iar noi nu luăm asta în calcul la început. Gabi Zetea, am fost colegi la tineretul social-democrat. Visam împreună să schimbăm politica în România. Luptam împreună cu seniorii ăia răi, bătrâni, corupți care nu lasă lumea să vorbească, care sunt împotriva democrației interne în partid, care duc țara în râpă. Să ajung să-l văd pe Gabi Zetea, un al doilea Liviu Dragnea, vorbind la fel, acționând la fel, comportându-se la fel, este un coșmar. Eu îl știu pe Gabi Zetea de când eram amândoi idealiști la tineret.
Nu este decât un liv, Dragnea, nu știu cum a ajuns. Dumneavoastră sunteți invidios, probabil, pe realizările altora. Adică nu, el a pătruns în linia întâi a politicii păi, la București, dar eu am fost nu? în linia întâi a partidului ani de zile. Am fost purtătorul de cuvânt al partidului, membru în birou permanent național, cred că vreo 5 ani de zile. Șeful delegației PSD în Parlamentul European. Eu am renunțat la funcțiile acestea pentru că mi-am dat seama că partidul nu mai poate fi reformat și că locul meu nu mai este acolo. Totuși, v-a trebuit un timp până v-ați dat seama. Pentru că permanent acolo, vârf, a existat de noastră. Tot timpul a existat o speranță. Când nu s-a mai putut cu TSD-ul, a câștigat Victor Ponta. Lăsați-i și la Gabi Zete atunci speranța. Nu? Adică să... Da, o Gabizete, perioadă. Gabizete, eu compromis, nu? Și compromis, gata. Eu aș lăsa speranța, deci... dar uita, eu văd cum acționează de când are... Știți cum? Dați-i omului puterea și vedeți cine este. Puterea, funcția, nu schimbă oamenii. Este ca un dezinhibator. Abia atunci fiecare se comportă așa cum este, pentru că nu mai simte nevoia să se ascundă. Abia când are puterea și nu mai trebuie să se ferească de nimeni, este el așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Eu nu judec pe Gabi. Are rațiunile sale, dar este trist să vezi oameni care au fost acolo pe baricade când noi luptam cu toată lumea în interiorul partidului. Dar știți cum e? Că poate e ca un drog, așa cum a fost și în cazul nostru când erați purtător de cuvânt, vrând nevrând trebuia să apărați... Aici o să-mi cer scuze și sunt obligat să intervin și să vă spun de ce. Mi-aduc aminte când mi-am semnat adeziunea în PSD, Gabi Zetea mi-a făcut recomandarea și m-a scris. Și am spus, da, Gabi, dar știi că eu sunt un om care spun lucruri pe nume, că nu sunt de acord cu mohicanii ăștia vechi din partid. Păi, domnul primar, tocmai de asta vreau să vii lângă noi, tocmai de asta vreau să putem schimba ăștia bătrâni care sunt comuniști, care fac numai lucruri rele, cu oameni ca tine putem schimba. Și după 6 luni de zile l-am văzut că au ajuns mai rău ca ei. Deci arde tate, Cătălin. Gabi, din păcate, s-a schimbat peste noapte după ce a ajuns președinte. Când a fost vicepreședinte cu Zuzia Laiptu, discuta cu el, era alt om, era deschis. După ce a prins puterea, practic, cum Cătălin spune că am și intervenit, practic și-a arătat adevărata lui față. Ăsta e adevărul. Nu trebuie să ați avut treabă cu Gabriel Zetea, ați avut treabă cu Dragnea. Dar nu, are dreptate. Păi nu că după, am avut o treabă cu Dragnea, dar am crezut că Gabi Zetea, pe asta a fost mesajul lui, să scăpăm de comuniști ăștia, de condamnați ăștia. Și el automat ce-a făcut primul lucru, sări și l-a apărat. Nu, cum să dai tot diplomă, să-l faci ambasador al județului Maramureș? Deci nu se poate să faci ambasador un condamnat penal. Era condamnat penal când l-a făcut ambasador. Aia m-a făcut să tot termin definit. Deci nu am putut să... Bine, cum acum, să faci nu, știu, un... nu știu cum o vede Cătălin Ivan condamnarea aia. Domnule, condamnare, oricum... Are și o mare latură, să zicem, politică, nu? E vorba nu de contează, condamnare există, pentru există, condamnare încălcarea este... legii electorale, nu? Codul penal nu spune că o condamnare nu se aplică numai dacă eu e pentru faptul sau alta. Dar nu... De fapt, nu ăsta e scopul. Să personalizez, pentru că ați început cu cele 3 fete. Și acesta e un moment, momentul în care ele s-au născut a fost un moment care pe mine ca un politic m-a schimbat fundamental. Pentru că abia atunci când ai copii, când realizezi că responsabilitatea ta în spațiul public e mult mai mare decât a fi performant în luptele politice și de culise cu unii sau cu alții. Trebuie să lași ceva în urmă, trebuie să lași o lume mai bună, trebuie să pui o cărămidă în direcția pozitivă, ca cei care vin după tine, în speță copiii tăi, să trăiască într-o lume mai bună. Când în România mai bine de 15% din ce produce această țară este furat efectiv. Sunt statistici la nivel de Uniune Europeană, 38,6 miliarde sunt estimările de euro care dispar în fiecare an din România. Această clasă politică, eu am demonstrat că este mână în mână, indiferent de culoarea politică. Și am dat un singur exemplu. Vă referiți la furtul prin optimizare fiscală nu, sau la furtul, ce? Furtul, corupție. Corupție directă și indirectă. Sigur că puteți include și evaziunea fiscală în sensul că ANAF-ul niciodată nu merge să-i verifice pe marii contribuabili. Niciodată. Dar nu pentru că e frică de ei sau pentru că sunt mulți angajați acolo. Ci pentru că aceia își permit să ungă să dea șpăgi suficient de mari unora și altora ca acest ANAF, care este fără dinți, de fapt, să nu poată să meargă după bani. Dar prin acțiune la purtător, acțiune la purtător, firme cu acțiune la purtător sunt firme care au un acționariat ascuns. Nimeni nu știe cine deține firmele respective. E interzis în multe țări din Uniunea Europeană, începe să fie tot mai interzis, dar în România funcționează. Sigur că aici este vorba și de Teldrum, dar în afară de Teldrum, unde se știe că este Liviu Dragnea în spate, sunt și multe alte, sau se presupune că este, pentru că nu se știe exact, pentru că acționariatul a fost ascuns.
Sunt doar 400 de firme cu acționariat ascuns în România. Atât. În fiecare an aceste firme învârt din bani publici miliarde de euro. 400 de firme, atât. Am luat 10 ani de zile, când toate partidele au fost la guvernare, nu doar PSD-ul, și am urmărit cifra de afaceri a firmelor respective. Toate au prosperat constant. Ceea ce înseamnă că oamenii care sunt în spate sunt decidenți politici importanți, dar care sunt din toate partidele politice. Pentru că dacă ai fost doar de la PSD, când PSD nu mai era la guvernare, se ducea în jos. Urcau după aia când PSD-ul iarăși, sau PNL și așa mai departe. Nu. Ele merg perfect constant în urcare, pentru că cei din spate sunt înțeleși și sunt de peste tot. Și sunt foarte multe astfel de exemple. Luăm județul Maramureș. Un județ cu un potențial imens de dezvoltare. De ce este unul dintre cele mai sărace județe ale țării? Pentru că potențialul său imens nu poate fi pus în valoare. Da, vă spun eu de ce. Da, foarte pe scurt, dar cred că știți. Județul ăsta, până la un punct, a fost un județ nu neapărat prosper, cât oamenii erau cu salarii decente, pentru că era mineritul, era... ajutați-mă aici, industria, metalurgia, industria constructoare de mașini și așa mai departe. Acum, lucrurile de muncă au cu totul și cu totul altă specializare, să spunem. Cu puțin salarii mici, că acum în industria mobilei prea puțin se câștigă. Și niște oaze unde se câștigă ceva mai bine. În rest, oamenii aia sunt plecați la Bruxelles, vorba noastră, dar afară. Dar acesta este potențialul județului. Eu, fără să fiu un specialist, dar să nu spuneți de turism. Vă spun nu numai de turism. În primul rând, industria turismului este o industrie care ține în viață multe țări din Uniunea Europeană. Ați fi surprins să vedeți mari economii europene care trăiesc și supraviețuiesc datorită turismului. Dați-mi voie să vă spun că dacă vă uitați la contribuția PIB-ului în județul Maramureș în cazul turismului, veți vedea că e aproape insignifiant. Păi, dar din ce? Pentru că e dezvoltat turismul. Că auzi că vin sute de mii de oameni, vizitează și așa mai departe. Vorbim de potențial, nu de realitate, de situația potențial, actuală. Da. Potențialul. Dar țări precum Germania, Franța, Italia, dacă le dăm turismul deoparte, vor fi la pământ. Deci turismul în sine este o sursă enormă de bunăstare. Iar potențialul Maramureș nu trebuie să vă spun eu. Industriile creative, iarăși, un domeniu în care se investește foarte mult în afară și se câștigă foarte mult. Microafaceri care pun în valoare specificul local. Tot felul de industria în sine a început să se personalizeze foarte mult. Au început să investească foarte mult în microafaceri de zonă, cu produse și cu branduri de zonă, care să se vândă foarte bine pe piețele externe. Bun, deci, e bine să le dezvoltăm, dar vă dați seama că nu acoperă mai mult de 5-10% din ce? Să zicem, forța de muncă. Nu. Ar trebui să vină oameni din afara județului să lucreze în Maramureș dacă aceste industrii ar fi dezvoltate. Eu parcă nu-mi doresc pentru județul meu să fie unul preponderent pe tradiție și pe ce înseamnă... Dar industria turismului nu înseamnă doar tradiții. Domnul Cătălin, eu țin foarte știți că la Baia Mare s-a bătut moneda Imperiului? Adică nu am fost chiar niște dăștia care scobeam niște linguri de lemn și le vindeam în târguri. Aici s-a făcut moneda pentru Imperiul Austro-Ungar și pentru Imperiul Habsburg. Este o vorbă. Cele mai multe mine din... Este deci o vorbă. Era aur aici, domnul Cătălin Ivan. Sigur. Deci nu eram noi. Noi nu suntem cu coșuri împletite, cu nu dopuri de plută și de nu știu ce. Credeți păpușele? Că în Germania sau în Spania sau în Italia sau în Franța sau în orice țară vreți, turismul înseamnă asta? Nu înseamnă să ne întoarcem în timp și să promovăm lucruri care... Nu, că vorbeați de partea asta tradițională, știu, da, ca brand, ca... Sunt foarte multe produse locale care se vând foarte bine, dar asta este doar o idee. Deci, să dezvolți micro-afaceri, să creezi locuri de muncă acolo, pentru ca satele să nu mai fie depopulate, pentru ca tinerii să rămână acolo. Poate tineri plecați afară să-și dezvolte afaceri și România. Știți câte firme românești sunt cu capital românesc în Italia? Aproape 60.000 de firme românești cu acționariat 100% români care au reușit acolo. Nu sunt toți din Maramureș, evident.
În Spania, iarăși foarte mult, în Belgia sunt aproape 7.000 de firme înregistrate la Registrul Comerțului și o țară mică. Deci Belgia. Probabil majoritatea în construcții. Cum ar fi? Nu, și în construcții, e adevărat, și în construcții, dar nu pot fi 60.000 în Italia în construcții. Mai sunt foarte multe. Carnica, deci gândiți-vă dacă aceștia ar fi încurajați să-și aducă afacerea și în România. După aia nu-i mai aduceți în țară. Depinde. Majoritatea. Depinde. Eu vorbesc foarte mult cu cei din diaspora. Mitul ăsta că cei plecați nu vor să se mai întoarcă este fals. S-a obișnuit cu banul, domnul Cătălin Ivan. Nu cu banul, tocmai. Nu cu banul, ci cu un anumit mod de viață. Cu normalitatea. Exact. Cu un trai decent, fără să faci șmecherii, poți să câștigi bani. S-a obișnuit ca școala să fie școală, copiii să n-aibă WC-ul în curte. Am aflat de la domnul primar că majoritatea școlilor din Maramureș încă au WC-ul. La comune, la comune. La comune. Domnule, trebuie să spunem adevărul. Eu am două comune, Budeștiu și Băiuțu și încă acolo le au. Și au de câta vreme. Nu, trebuie să spunem adevărul. Ce să ne ascundem? Unde sunt ăștia? Prin Budeștiu încă sunt școlile în curte, în Băiuț la fel. Ăia ar trebui să-și dea demisia. Păi bun, dar e primar PSD la al cincilea mandat și are toaletă în curte. Dar poate să fie că sunt și la liberal tot așa, cu buda în curte. Deci trebuie să spunem adevărul și realitatea. Deci oamenii ăia ar trăi de mici, dacă ar putea fi posibil. Că dacă o ascundem în continuare, de-aia mă deranjează că sunt încă situații care sunt dezastru în județul nostru și nu o să știți, nu trebuie să discutăm, că noi doi știm mai bine. Și nu trebuie să ascundem, bani în contră. Când vine o voce la Bruxelles, când vine de la București, când vine de la oriunde, trebuie să spunem adevărul, situația reală, ca să primim fond ca să se pună odată, de exemplu, fără supărare, am dat drumul la PNDL-ul ăsta, da, e foarte bun, s-au finanțat toate prostiile, nu, trebuie să fie 5 puncte, nu mai finanțăm până nu este apă, curent, gaz, internet, telefon, să zic, utilitățile, am introdus utilitățile, apoi dăm asfalt, eu știu unde, s-au dat bani să se asfalteze acum 3 ani pe PNDL-1 și acum s-au dat pe PNDL să se introducă canalizarea, sparge asfaltul, pune canalizare, pune iar asfalt și atunci tot respectul. Discutăm. Haideți că asta o să le discutăm noi aici după ce da, asta e Cătălin discuția. Doar ca să închei, vorbim cu cei din diaspora, deci vor normalitate exact ce a spus dumneavoastră, vor ca școala să fie școală, spitalul să fie spital, apă, canal, corupția nu este inventată de noi și nu-i numai la noi. Și dincolo este, dar totuși nu afectează viața de zi cu zi a românilor și nu afectează serviciile publice. Mai întâi se face treaba și apoi din ce rămâne probabil că și-au și mai vor niște bani, da. Ceva, dar în niciun caz iau jumătate din bani și împart ei și de jumătate dacă mai e ceva mai facem și pentru ăștia. Adică vor normalitate. În momentul în care noi vom reuși în România să aducem această normalitate, se vor întoarce, pentru că dorul de țară este foarte mare. Mai ales că acum încep să aibă copii, s-au născut în Italia mai mulți copii decât s-au născut în România. Da, chiar vorbeam cu un prieten preot și spunea că în catastifele, în registrele Bisericii Ortodoxe Române, apar mai multe botezuri în familii de români de afară decât, da, decât în țară. Așa este. Mi-era greu, adică părea destul de greu de crezut. Și devin și cetățenii între ei, automat, nu? Sau nu? Din păcate, acei copii, mulți dintre ei rup legătura cu România. Vorbesc fluent, nativ, limba de acolo. Nu au unde să învețe și în limba română, măcar câteva materii ca să păstreze contactul cu limba română și e greu ca părinte să mai ai decizia să-i aduci în România cu toate păcatele pe care le avem în condițiile în care acolo au un viitor. Și uitați așa, aproape de părinți. Și uitați așa deja important. La generațiile care se nasc acum nu se mai pune problema de cetățeni români. Sunt italieni, spanioli și așa mai departe cu rădăcini în România. Da. O parte din ceea ce spuneți dumneavoastră regăsesc și la alte partide. De exemplu, fie la mișcarea lui Cioloș, fie la USR, cum ne-ați mers acolo. Pentru că eu nu cred că un partid în România poate să aibă conducere dictată de afară. Eu cred că un partid românesc, un partid pentru români... Explicați ce vreți să spuneți. Păi, vedeau numai pe Dacian Cioloș, când eram europarlamentar, el comisar fiind pus de România, toți în Parlamentul European știau că el este comisarul Franței și a acționat în mandatul său de comisar ca fiind al Franței. Pentru că domeniul agriculturii este un domeniu foarte important. Cutuma la nivel european spune că nicio țară nu poate să-și pună comisar acolo unde are interes direct. Cum Franța avea interes direct pe agricultură, l-a pus pe Cioloș, cumva din partea României. El fiind al Franței asumat. Germania face la fel. Unde are interes direct și nu poate să-și pună german, pune austriac, polonez, în fine. Deci se practică asta la nivel european. Să mă duc într-un partid cu comanda în străinătate, cu tot ce se întâmplă în țară decis în afara țării, n-ar fi fost în regulă.
Eu cred că românii trebuie să... Dar dumneavoastră ați putea să conduceți fie partidul, fie țara fără comenzi de afară? Nu știu dacă ne mai permitem luxul ăsta de a... N-ați văzut ce spune Macron? Când e vorba de naționalism, ne numește primitivi, noi, pe ăștia care mai gândim și naționalist. Adică la ei, ei acasă pot vorbi de națiune, de propria lor bunăstare. Ei sunt foarte naționaliști. Trump francezii. Nu mai vorbesc. Francezul nu o să vorbească niciodată altă limbă decât franceza, pentru că e foarte național. Bun, da, îi face pe aia la alți, probabil da, pe polonezi, pe unguri, îi face primitivi. Sigur că da. La primul meu loc de muncă, numai ce vă spun foarte pe scurt, la câteva zile, sună telefonul, eram în birou și îmi zice cineva de la contabilitate, aduci tu cheile de la mașina de servici, nu știu, două etaje mai jos, că trebuie să merg nu știu unde. Am închis și am întrebat pe colegii de birou, asta e practica, să ducem noi cheile, să... Și un coleg îmi spune, Cătălin, dacă vrei de acum încolo permanent să le duci tu cheile și să le faci tot felul de comisioane, ia cheile și du-te, dacă nu... Pune mâna pe telefon și spune să vină să și le ia. Am pus mâna pe telefon și le-am zis vino să ți le iei. De atunci nu m-a mai deranjat niciodată. Dacă noi pornim de la ideea că suntem supuși celorlalți, permanent cei de acolo ne vor trata la fel. Nu vă gândiți că acolo la Bruxelles cineva îți pune în traistă sau cineva militează pentru interesul tău. Tu trebuie să lupți pentru interesul tău. Problema României este una fundamentală de proiect. Noi, de când am intrat în Uniunea Europeană, până astăzi, când avem președinția, nici o secundă nu ne-am pus problema ce vrem noi la masa respectivă. La masa celor 28, noi ca țară, noi ca români, care sunt interesele noastre? N-am avut niciodată dezbatere în țară. Nimeni, nu zic Iohannis, niciun alt președinte înainte nu și-a pus problema, niciun alt parlament, niciun alt partid, ca să mergem la masa respectivă cu un mandat de negociere. De foarte multe ori m-au întrebat colegii în Parlamentul European, voi ce vreți? Că știind ce vreți voi, putem negocia, vă dăm mai puțin. Da, dar nu știați ce să cereți. Nu știam, trebuia să gândesc eu cam ce ar fi bun pentru România, atât cu cunoștințele pe care le aveam eu. Evident limitate. Când ai un mandat din partea țării, proiectul românesc în Europa este ăsta. Știi că 1, 2, 3, 4, 5, 6 puncte sunt de nenegociat. Orice europarlamentar ar fi. Indiferent de partidul din care faci parte și independent, aici nu discuți. Astea sunt linii pe care trebuie să le urmezi. Acum, mai sunteți membru în grupul socialist? Nu. După demisia din PSD? Nu. A încercat Dragnea să mă dea afară din grupul socialiștilor. Da, și ați rămas la socialist. Și am câștigat eu lupta cu Dragnea la nivel european. N-a fost foarte vizibilă în țară, dar foarte, deci foarte puternic acolo. Deci astăzi sunteți încă membru al grupului socialist? În septembrie anul trecut, după momentul 10 august, cu gazările și tot ce a fost, cu violențele din piață, le-am cerut celor din grupul socialiștilor să ia atitudine. Pentru că este vorba de democrație, pentru că este vorba de o încălcare flagrantă a drepturilor omului de a spune lucrurile pe nume. Și atunci, când am văzut că ezită, că se gândeau mai mult că totuși PSD-ul e la guvernare, le-am spus, bun, dacă valorile noastre ale socialiștilor merg doar până acolo, până unde intervine calculul politic, înseamnă că eu nu mai sunt la locul meu. Ori luați atitudine, ori plec eu. Și atunci am plecat eu. Și nu mai sunt nici în grupul socialist, sunt independent. Nu ne spuneți mai multe despre inițiativa asta, ADN se numește, alternativa asta la... Practic, alternativa la actuala clasă politică, nu? La întreaga clasă politică. Bun. Și aplicațiile și modul de a gândi partidul ăsta e, am înțeles, unic. Da. Poate ne explicați în câteva fraze prin ce e unic. La partidul, la partea asta de partid digital, nu că asta la un moment dat s-a vehiculat, nu că e primul partid digital care folosește, să zicem, platforma aia, ajutați-mă dumneavoastră aici, are o denumire în engleză. Pe blockchain. E o tehnologie folosită de Bitcoin, dacă bine am înțeles. Și mult, da, așa a început. Așa a început. În primul rând, conceptul de ADN. Alternativă, pentru că ne-am propus să fim alternativă la absolut tot ce înseamnă clasa politică actuală. V-am explicat cum este cu frăția dintre ei când vine vorba de furat din banii publici. Și am spus că nu vom face alianță cu niciun partid care a fost la guvernare, chiar și pentru o singură zi, pentru că toți care au fost la guvernare sunt vinovați pentru dezastrul în care se află România astăzi. Apoi vorbim despre demnitatea națională. Demnitatea unui popor este suma demnităților individuale ale fiecăruia dintre noi. Dacă românii în afară sunt
călcați în picioare, umiliți, victime ale sclaviei moderne. Avem sute de mii de români sclavi în șantierele din Germania, în abatoarele din Germania, pe plantațiile din sudul Italiei, Spaniei și așa mai departe. Primul vicepremierul Italiei spune, cu subiect și predicat, că România furnizează sclavi și nimeni n-are nicio reacție. Când se știe foarte clar cum sunt luați din satele din România, avocați în microbuze, duși și închiși, efectiv. Deci, conceptul de demnitate trebuie reconstruit. Demnitatea la locul de muncă și așa mai departe. Tot ce înseamnă să fii demn în țara ta, demn afară reprezentând o țară. Dar tot acest concept l-am construit pe un... pe o platformă digitală, nu-i partid digital, pentru că noi funcționăm așa. Nu vine vorba. Noi ne întâlnim, noi vorbim cu oamenii față în față, dar modul de lucru în interior folosește toate tehnologiile noi. Și am creat o platformă unică la nivel mondial. Am prezentat-o la Barcelona, am prezentat-o la Paris și dacă ar fi să mă duc peste tot pe unde ne cheamă să prezentăm platforma ADN, n-aș mai face politică, trebuie să stau numai pe afară în tot felul de conferințe. Bun, dar astea sunt plătite, cred că. Nu. Mergeți și faceți bani să conferențiați. Nu. De ce? Nu. Probabil că aș putea să fac bani și din asta, nu m-am faceți, gândit. Faceți, domnule, și din asta, că doar nu-i rușine să faci bani. Nu m-am gândit. Ideea este că noi e unică în lume pentru că folosește toate tehnologiile moderne, inclusiv acest blockchain care va revoluționa lumea. După internet, aceasta este ultima tehnologie care revoluționează tot ce va fi jurul nostru. Dar această tehnologie are câteva calități foarte importante. În primul rând, asigură transparență totală. Toate datele sunt văzute toate de toți cei sunt care acolo, sunt văzute de toată lumea. Ce face fiecare dintre noi? Și greu de șters, am înțeles. Imposibil. 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 Eu, de exemplu, ca membru fondator al ADN, nu pot să-mi iau un văr, un frate, un prieten, să-l pun înaintea celorlalți dacă el nu merită. Pentru că datele lui, activitatea lui este înregistrată acolo, activitățile... Dar e transparent și nu puteți face nicio mișcare. N-am ce să fac absolut nimic. Noi doar stabilim niște principii și apoi totul se întâmplă de la sine respectând principiile respective. Această tehnologie înlătură nevoia de încredere. Noi trei nu avem nevoie să avem încredere unul într-altul. În momentul în care am stabilit cum funcționăm, totul se întâmplă de la sine. Și în memoria electronică. Chiar dacă noi nu mai avem încredere în noi. Ălea sunt regulile, niciunul dintre noi le poate schimba decât dacă noi trei ne întâlnim din nou și hotărâm să le schimbăm. Dar trebuie să fim toți acolo. Deci, apoi, în interiorul platformei, fiecare membru de partid are o voce. Vocea lui are greutate și relevanță. De exemplu, dacă discutăm despre sănătate și avem un singur medic și 10 ingineri, dacă supunem la vot, probabil că o să iasă părerea inginerilor, cu tot respectul pentru ei, dar vocea relevantă este a medicului pe subiectul respectiv. Și așa mai departe, depinde de ce discutăm. Și automat în interior, pe baza unor algoritmi, cu inteligența artificială, nu vreau să plictisesc telespectatorii. Da, dezumanizați ideea de partid, adică nu mai vedem scandaluri. Deci totul este perfect transparent. Petrușcu, Dragnea. Nici Dragnea cu... Nici n-au de ce să se certe. Deci în ADN nimeni n-are de ce să se certe. Dacă ești condamnat penal, nu poți face parte acolo. Nu, gândiți-vă că introducem la modul concret ideea de meritocrație. Cel care muncește cel mai mult, cel care dovedește în interior că se pricepe la anumite subiecte, este cel care are relevanța maximă și iese în față pe subiectele respective. Bun, și ca doctrină ce? De stânga e mișcarea asta noastră, alternativă este asta? Este în zona conservatoare moderată. Noi spunem că Europa trebuie să fie o Europă a națiunilor așa cum a fost gândită inițial. Sloganul inițial al Uniunii Europene a fost unitate în diversitate. Acum nu mai e așa. Acum se încearcă reformarea imperiilor. Exact. Se încearcă ștergerea cuvântului diversitate. Când noi credem că fix acest cuvânt dă greutate și valoare și bogăție construcției europene. Și atunci noi spunem că mergem în Uniunea Europeană, construim această Uniune Europeană, avem nevoie de ea cu o condiție. Să ne respectăm fiecare celuilalt valorile naționale, identitatea, tradițiile. Cum ar fi să facem din Maramureș Flandra sau, nu știu, o altă regiune de pe undeva de prin vest. Nu e același lucru. Maramureșul e Maramureș. Trebuie să rămână Maramureș cu valorile lui, cu tradițiile lui. Bucovina, dincolo, la fel. Să-și păstreze, să spunem, individualitatea. Iar aici trebuie să investim foarte mult.
pentru că acest progresism pe care îl promovează Cioloș, USR-ul, susținut sigur de afară, de a nivela totul, de a ne face pe toți europeni, de a ne civiliza. De a globaliza, să spunem. Dar da. Pe mine nu m-ar deranja o globalizare. Dar să am și eu salarul, eu ca român, să am și eu salarul mediu european. Când mă duc la bancă să mi se dea cu 2% dobânda, când mă duc la bancă să-mi iau un credit. Adică altă nu cu 10. Altă ipocrizie foarte mare. Știți cum e? Adică... Ne cere vestul performanță ca la ei cu instrumentele de aici. Cu salariile de aici, cu resursele de aici, cu accesul la finanțare de aici și așa mai departe. Aveți dreptate. Una este pe mulți. Iertați-mă, în ritmul ăsta în România nici peste 1000 de ani nu ajunge măcar la media europeană. Iertați-mă. N-are nicio șansă pentru că într-un spațiu comun, țările dezvoltate cu economie dezvoltată, dincolo de resurse și așa mai departe, atrag forța de muncă în țările respective. Deci România se depopulează pentru că are o economie slab dezvoltată, în condițiile în care sunt alte economii mult mai dezvoltate în Uniunea Europeană, care atrag, sigur, pe salarii mult mai mari, toată forța de muncă. Azi am avut o dezbatere cu tineri care pleacă acolo, se duc și așa mai departe. Și le întrebăm, de ce plecați? Pe salariile alea de acolo, cum să nu te duci? Deci toată populația se duce, pleacă și nu mai ai nicio șansă să te dezvolți. Nu peste 1000 de ani, niciodată. România, cum funcționează astăzi Uniunea Europeană, niciodată nu va avea șansa să se dezvolte. Asta e un scenariu pus la cale de cineva sau pur și simplu așa iese? În primul rând, astea sunt legile economiei. Așa funcționează economia. E firesc, unde sunt salarii mai mari și economie mai puternică, să se ducă forța de muncă. Și uitați în județ, aici. Se duc vin din toate satele și comunele și orășelele, vin către Baia Mare, unde sunt cât de cât salarii. Forța de muncă migrează către locuri unde sunt salarii mai mari. Aici, la nivel de județ, așa se întâmplă la nivel european. Toți migrează către... Asta înseamnă că acolo de unde au plecat nu mai ai nicio șansă de dezvoltare. Da. Pentru că nu mai ai cu cine să dezvolți. Domnul Ivan, câți ani aveți deja de Parlament European? 10. 10 ani. Da. Nu ați simțit nefolositor acolo? Încă din primul an le-am spus, cum da. E? Mergeți acolo direct, mergeți, vă puneți haina la socialiști sau de cine aparțineți. Vi se spune la partid acolo, la partidul ăla mare, mondial. Nu, domnule, susținem asta, 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 asta. Cum se procedează acolo? Da, e o bătălie între stânga și dreapta. Câteodată mai dați mâna și cu dreapta, nu? Și cădeți... Sigur, nu, da. Amiabilizație. Se fac majorități, sigur, se fac prin negocieri. Cum se face și acum la românca noastră, la doamna Laura Codruța-Kövesi, nu? E o înțelegere, nu? Sau ce e acolo? Dacă ar fi fost vreodată Kövesi românca noastră și am fi pus-o noi pe undeva... Dar cum eu fi acum așa și dumneavoastră intrați în zona asta de scenarii? Nu, eu vă dau fapte. Cum vă închipuiți vreodată că Germania, principala forță politică și economică a Europei, alege să nu-și voteze propriul candidat. Păi, de-aia au și pus un candidat, dar nu-i propriul candidat al lor, stați un pic. Acolo nu, am înțeles că cei trei care merg pentru funcția supremă... Nu sunt ai țării respective. Nu sunt ai țării, să înscriu, nu? Vă spun altfel, niciodată Germania nu a votat altfel decât cu Germania. Sigur că nu era numit de țară respectivă, n-a mai mandat din partea țării respective. Poate recunosc valoarea, domnul Ivan. E o glumă bună, așa este. Dar performanța, pentru că valoarea vine din performanță. După cât 10, 11 ani de șefia ADN-ului, cât a fost Codruța-Kövesi? Ceva de genul și ăsta. Și la parchetul general, și cred că a fost 10 ani buni. Nu, mai mult. Probabil că mai mult. Cred că sunt 12, 13 ani. Și la parchetul general și la DNA. Deci după acești ani... Are know-how pentru a descoperi, să zicem, fraude dar fiscale. Dar ce o recomandă? Care know-how? Uitați-vă. Suntem în continuare țara cea mai afectată de corupție din Uniunea Europeană ca procent din produsul intern brut, nu ca sumă. Că dacă ne uităm ca sumă, sigur, în Italia se pierd anual cam 200 de miliarde.
dar este Italia, cu altă economie. În Germania vreo 120 sau 170 de ani. Stați un pic numai șpăgile pe care le-au dat băncile olandeze, care ne tot, olandezii care ne dau am nouă fost lecții. În Comisia Specială de Anchetă Panama Papers. Toate marile, cele mai mari șapte bănci de din Germania de bani și de... erau implicate în acest... Românii erau pe acolo? De asta... În Panama Papers? Da, mărunței. Dar suntem micuți, chiar și la nivelul ăsta. Da, dar noi suntem văzuți cei mai corupți din lumea asta. Nu, nu. Acolo la Bruxelles se știe că corupția nu este a românilor. Dar corupția e generalizată și se luptă cu corupția la pachet. Noi suntem aia care ne ducem și ne plângem acolo, că noi suntem cei mai corupți. Ce ziceți de obiceiul ăsta? E o greșeală fundamentală. Ungurii merg să se complimenteze? Este o greșeală fundamentală să duci lupta politică din țară, unde îi demascăm pe corupți, zicem de ei, sau măcar încercăm, la Bruxelles. Acolo nu este o instanță. Mai este vreo țară ca și noi să procedeze așa? La nivelul ăsta? Nu, nici măcar bulgarii, nu. Nu. Nu, nu, nu. Dar nu, e părâns. Nu, este ceva așa specific românesc. Dar Codruța Chioveși și-a construit toată candidatura ei, împreună cu Monica Macovei, tocmai pe corupția din România, pe cât de corupți suntem noi și cum prezența ei acolo ar da un impuls luptei împotriva corupției din România. Păi după atâția ani în care tu ai fost acolo și trebuia să lupți cu corupții, suntem în continuare acolo și 38,6 miliarde pierdem în fiecare an. Dați-mi un dosar mare de corupție care a fost rezolvat. Nu, concret, nu ai cu ce să te lauzi în afară de acel show mediatic că îi luai pe câte 2-3. Practic, Codruța Chioveși și făcând parte din acea da, a fost ea ADS-ul, a fost Microsoft. Pe care l-a închis. Microsoft, pe care l-a închis. Păi, s-a închis. Păi da, dar nu s-au rezolvat. Adică alea sunt, alea, vorbim deja de dosare de corupție la nivel european. Într-un fel e de înțeles. Ați văzut cum procedează occidentalii sau americanii. În momentul în care o firmă, mai ales de-a lor, este acuzată și se dovedește că a dat șpagă pentru a obține contracte nu știu pe unde, în țară, bananieră sau la noi aici, pe aia nu prea îi bagă în pușcărie. Le dă câte o amendă de 1 miliard, 200 milioane de dolari, nu? Cum s-a procedat și acum cu băncile astea care au alterat, să zicem, piața asta dobânzilor. Sigur, da. Și luptă cu corupția, dar nu, să nu fie la ei. Dacă e în altă parte și iau beneficii, sunt mai îngăduitori. Este o directivă OECD, dacă nu mă înșel, cu privire la interzicerea șpăgii date în altă țară. Nu s-a votat, dacă nu mă înșel. Era o directivă cu privire la interzicerea, ziceți, comisioanelor pentru șpăgii până la urmă în altă țară. Adică, nu că la nivel de comisie sunt condamnate înțelegerile între diferite companii și guverne pentru tot felul de facilități fiscale, deși se practică în continuare. Au fost câteva momente de genul, adică câteva scandaluri gen Fiat, gen Google, au fost câteva, dar în continuare se întâmplă la fel și în Irlanda, și în Olanda, în mai multe țări din Uniunea Europeană. Dar despre Codruța Chioveși, punem, ok, performanța eu punem sub semnul întrebării, pentru că din punctul meu de vedere, corupția n-a fost combătută în toată perioada în care trebuia să facă acest lucru. Dar totuși, să nu răspunzi dacă ai stat la masă cu persoane care au urmărite penale, dacă ai tăiat porcul cu Dragnea. Sigur, Dragnea, ne-Dragnea putea fi altul. Întrebarea rămâne. Nu era condamnat atunci. Era în anchetă. Cum? Teldrumul era un dosar instrumentat. Olaf-ul, la nivel european, anunțase deja că e luat în vizor pentru grup infracțional organizat, nu știu câte sute de zeci de milioane de euro. Încă nu s-a dovedit prejudice. Legătura directă a lui Dragnea cu Teldrumul, nu? Era un dosar în anchetă, iar el era nominalizat direct de Olaf. Am înțeles. Cu nume și prenume. În condițiile astea, tu, șef ADN-ului, să participi la evenimente private cu Dragnea, deja se pune un mare semn de întrebare asupra probității tale morale. Lucrurile astea nici nu contează, că va fi, până la urmă, rezultatul va fi o înțelegere politică, nu? Da, deci sigur, viitoarea persoană care va ocupa funcția de procuror general sau dincolo de ce se va decide la Consiliu și dacă va fi, nu va fi, până la urmă sunt întrebări care trebuie să primească răspuns. Eu cred că într-o democrație... Ce șanse îi dați, doamne Chioveși, să devină procuror general? Eu cred că nu ar trebui să aibă șanse în condiții normale. Cum se fac jocurile politice acolo, care vor fi interesele, n-am de unde să știu până la urmă ce se va întâmpla. Dar în mod normal, un om
cu performanță politică, profesională la locul de muncă scăzută, din punctul meu de vedere, cu atât de multe semne de întrebare asupra probității sale morale și legături directe, dovedite, cu grupuri de interese și oameni care stați erau... Ce-ar fi rău să fie un român acolo? Dar nu-i vorba despre un român. Că e român, nu? Eu sunt... Nu. Nu, nu. Aici este marota care ni se vinde. Păi tocmai a spus că neamțul nu era neamț. Nu era pus de Germania. Eu aș fi primul care m-aș lupta cu oricine ca un român să fie acolo. Pentru că de-al nostru e român. Dar aveți idee câți procurori foarte buni are această țară? Oameni dedicați, oameni chiar, care chiar luptă cu corupția. Și la DIICOT, și în interiorul DNA-ului, și în toate instituțiile statului, oameni corecți. Da, dar nu sunt așa cunoscuți ca ea. Păi nu, deci sunt lăsați de sistem. E un brand deja la nivel european. Păi brandul este creat, ca orice brand este creat. Brand. Acum, întrebarea este cine e în spatele brandului? Cine are interese ca acest brand să fie creat? Pentru că oameni competenți, oameni valoroși, oameni cu performanță profesională, nu sunt lăsați să ajungă acolo. Eu nu sunt mulțumit că în locul ăluia care a luat 1 la școală a venit altul care a luat 3, dar tot n-a trecut clasa. Să spunem că a făcut câte ceva Chioveși. Pe 2-3 a mai luat. Mai pe Mazăre, mai pe Constantinescu. Se poate lăuda cu câteva nume, dar tot nu-i notă de trecere în condițiile în care în România este atâta corupție și suferim cu toții. Vedeți că ne lovim de ea în fiecare zi. După atâția ani de șefia DNA-ului. Aveam nevoie de un om integru acolo care chiar să lupte cu corupția. Am fi fost mai departe asta. Odată ce veți candida din nou la europarlamentare, înseamnă că simțiți că se poate face ceva și la Bruxelles pentru țara asta sau ce-o fi România în momentul de față. Că... Se pot face foarte multe, cu o singură condiție. Să trimitem oameni bine pregătiți, oameni care să simtă românește și să lupte pentru România, nu să-și caute stăpâni pe acolo, odată ajungi la Bruxelles să vadă pe lângă cine se lipesc ca să le fie și lor bine, care să aibă conștiința faptului că ei merg acolo să reprezinte România și trei, la fel de important, să ne hotărâm ce vrem de la Uniunea Europeană. Da, auziți, domnul Cătălin Ivan, încet ne apropiem de final, gândiți-vă, puteți interveni, domnul Petruț. Ascult cu mare atenție. Pentru prima dată, domnul Petruț tace. Păi dacă asta e situația, ce să facem? De ce nu boicotăm noi alegerile astea, de exemplu, să protestăm vis-a-vis de faptul că numai în cazul României și Bulgariei este MCV? De ce nu protestăm noi, într-un fel sau altul, că încă nu suntem în Schengen? Adică stăm ca niște fraieri, o țară întreagă, numai nouă ni se aplică MCV-ul ăsta, deși Croația are și ea problemele ei, inclusiv de corupție, și au intrat fluierând fără MCV, dar noi încă avem MCV. Deși eu am propus... dat, nu. Da, eu am propus la nivel european un MCV pentru toate statele membre. Da, domnule. Dacă e un mecanism de cooperare și verificare, să cooperăm, să ne verificăm toți. Așa până în 2200 o să tot stăm cu MCV-ul ăla. Noi ar trebui să fim mai proști și acceptăm orice, că nu suntem uniți. Din păcate, cei care merg acolo neavând un mandat, fără să știe de ce merg acolo, merg cu capul plecat și tot ce vine de acolo e literă de lege. E o abordare extrem de nocivă pentru noi. Noi nu avem de ce să boicotăm alegerile. Pentru nu că știu, Uniunea, de o formă de protest. Adică nu... Noi nu avem de ce să protestăm împotriva Uniunii. Nu mergi la moarte ca oaia. Măcar te bați ca leu și dacă mori. Dar te bați, domnule. Noi toți spunem că nu are sens, că nu contează. Problema dar bate-te că... măcar, asta e ideea. Problema este că nu mergem la abator ca oile. Da, numai că nu avem cu cine să ne batem. Oamenii de acolo... Cu Timmermans ăla, cu... Noi... Apropo, Olanda mai vrea Portul Constanța? Nu, vrea Portul Constanța închis ca să le închidă. Păi și când le spuneți astea, ce vă zic? Că le mai ziceți așa la un vin, probabil. Și ce vă zic? Păi... să se bată din partea voastră cineva, de la guvern, de la... A, dar nici nu ascund faptul ăsta că îi deranjează Constanța. Dar toți au interese economice acolo. Bruxelles-ul și Uniunea Europeană nu este o adunătură de oameni naivi, idealiști, care visează, filozofează despre un viitor, nu știu cum. Sunt oameni cu interese foarte clare, concrete, pragmatici, care știu ce vor de la această bani, Uniunea Europeană. Bani mulți, economic. Și bani, și influență, și așa mai departe. Noi suntem singuri acolo, noi nu avem de ce să protestăm împotriva Uniunii Europene, pentru că
așa cu bune și cu rele, e mai bine decât fără Uniunea Europeană. Bun, că putem pleca, ăsta e singurul avantaj. Nu, foarte multe avantaje. Și bem Coca-Cola și avem cafea. Sunt foarte multe avantaje. Problema noastră este că noi nu știm ce vrem noi de acolo și nimeni nu ne pune în traistă. Noi ar trebui noi aici să ne facem curățenie, să hotărâm ce fel de oameni trimitem acolo, nu oameni care se duc să își ia teme de la niște funcționari. Cei de la Bruxelles sunt niște funcționari. Cei din România care merg acolo sunt oameni aleși. Românii dau votul celor de aici. Au un mandat în spate, au o greutate, nu știu să o folosească. Odată ce hotărâm pe cine trimitem acolo și de ce îi trimitem acolo și ce vrem de la Uniunea Europeană, putem să batem și noi cu pumnul în masă în sensul pozitiv și să intrăm în acel joc de negocieri, să obținem și noi pentru România. Dar noi nu avem acest mandat. Noi nu știm. Mai deci, sunt astăzi în Parlamentul European români care vă seamănă la partea asta de revoltă internă, să zicem, vis-a-vis de incapacitatea noastră, de perversiunea sau perversitatea sistemului Uniunii Europene în ceea ce ne privește câteodată. Practic ne folosesc, că văd că suntem vulnerabili și folosesc vulnerabilitatea asta în scopul, în alte scopuri, până la urmă, în interes personal. Ei își fac treaba lor. Mai sunt oameni ca și dumneavoastră? Nu i-am evaluat, nu știu. Lăsați-i pe ei să vorbească. Dați-mi un nume, domnule. Nu o să vorbească ei. Nu, vă e frică să nu le faceți campanie. Nu vreau să le fac nici nu vreau să le fac campanie nici pro, nici contra. Da, apropo, în spatele dumneavoastră cine mai e? În spatele meu? Da. Pe liste, de exemplu, ați făcut listele? De ce ar trebui să fie cineva în spate? Nu, cu mine, poate. Nu, stați un pic, împreună cu dumneavoastră pe listă, vreau să zic. Că dumneavoastră cred că veți fi primul pe listă, nu că sunteți cel mai cunoscut. Din păcate, zic așa, am cea mai mare notorietate. Dar pe listă vor fi oameni cu pregătire profesională, recunoscuți în domeniile lor, care n-au mai făcut politică, oameni curați. Chestia asta că n-au mai făcut politică și scurați. În momentul ăsta, când intră în politică, au toate șansele să fie n-am ca ceilalți. N-am luat pe nimeni de la celelalte partide, nu m-am dus la alte partide, pentru că acest cuvânt alternativă este vital pentru noi. Ca să fim alternativă, trebuie să fim cap-coadă. Trebuie să deschideți ușile pro-demosului. Așa pro-demo. Pro-demo, pardon. Da. Noastră sunteți om care veniți din clasa politică pe care o contestați. În interiorul partidului mai sunt oameni cu experiență politică. Dar nu, sunt. Acum trebuie să recunoașteți și în PSD și în la ALDE și la... Peste tot sunt oameni valoroși. Nu știu, procentual. În toate partidele. Cât, peste în toate tot găsești oameni de calitate. Chiar și când voiam să... Când luptam să reformez PSD-ul din interior, aveam eu vise, erau în toate județele oameni și sunt, îi știu, am crescut alături de ei, foarte capabili. Nu sunt lăsați sau sunt dați deoparte, scoși pe linie moartă, dacă spun ceva, trași deoparte, primesc avertizment a doua oară, dați afară din partid. Avem aici un caz de față, dar multe alte cazuri, în toate județele e la fel. Organizații întregi dizolvate pentru că au îndrăznit să comenteze, să spună că nu sunt de acord. Dar în PSD, în toate județele sunt oameni valoroși. Și cam în celelalte partide sunt convinși. Celelalte partide. Exact. Sunt. Așa știți este. Cum e? Că până la urmă și omul contează, dar contează sistemul din care fac parte. Da. Ala e cel mai important o chestie, lucru, dacă vis-a-vis e chestia că de ce nu suniți europarlamentarii noștri români la Bruxelles să lupte pentru același deziderat? I-aș pune o întrebare la Cătălin și nu știu răspunsul de aia și întreb, nici nu am studiat că nu m-a interesat, dar cred că răspunsul va fi unul ca să înțeleagă toată lumea de ce am ajuns unde suntem. În 2014, a fost ultima dată parcă europarlamentare, da, dacă mi-aduc aminte bine, alegeri. Da, da. Atunci alianța PSD, UNEPR-PC era atunci parcă o trimis 16 europarlamentari la Bruxelles, nu? Jumătate, fix jumătate 16, din numărul da? De Europa. Da. Bun. Din aia 16, cred că mai mult de 12 sau 13 fost de la PSD. Cred că UNEPR-ul și PC au primit câte o poziție, două, nu sau cum a fost. 4 nu erau de la PSD, bun, deci 2 de la UNEPR, 2 de la PC. Atunci, da? Da. Bun. Din aia 12, care au fost în 2014. Câți mai sunt astăzi în PSD? Din aia 14. Nu știu. Deci dar, mai mult de jumătate au plecat, da? Dar sunt curios că ți-o să mai fie pe listă. Nu, dar nu mai au plecat. Deci ce probabil discutăm? Dacă probabil partidul nu-și respectă oamenii ce-i trimite acolo, nu-i lasă să aibă un cuvânt, nu-i lasă să negocieze, să discute, li se impune. Pe cum poți să faci așa ceva? Când vii acolo să spui ce ai constatat... Stați liniștit că dacă domnul Cătălin Ivan ar fi în locul lui Dragnea, adică cu puterea lui Dragnea, nu știu dacă ar pune 2-3 din vechii europarlamentari ai PSD-ului pe lista pe... Aș fi făcut altfel lista din start. Bun, să zicem că ați fi preluat-o. Cât ați spune dintre ei pe liste?
la partidul pe care l-ați conduce în noastră. Dacă ați fi la în locul Dragnea. Nu, ați văzut? Dar deci eu altceva vreau să zic. Cum să fie uniți ca și toate forțe politice la Bruxelles din România dacă nu se poate uni într-un partid? Unii merg la shopping acolo, domnule Petruț. Păi aia vreau să spun, ați văzut numai dive, numai domnișoare de astea cu tocuri care mai... Ce să discutăm? Nu trimit oameni profesioniști care să știe ce discută, să negocieze. Dar toate, toate partidele fac asta. Știi nevestele acolo, își trimit. În toate partidele. Sig de PSD că știu mai bine, dar știu și în alte partide. Oameni atât de buni că ar putea să performeze atât de bine. Auziți, domnul Cătălin Ivan, nu ne trebuie genii acolo. Trebuie un om care oameni peste medie să știe sigur, câteva limbi sau o limbă străină cât de cât să poți duce o discuție. Obligator. Și să ai în spate un mandat, cum a spus dumneavoastră. Te duci cu mandatul ăsta. Că nu trebuie să fie nobel sau nu știu sigur ce da. Geniu. Sigur să spui, da. Domnule, asta e, asta trebuie să faci pentru țara ta. Da. Atât. Exact. Nu, trebuie să ai nu știu ce CV-ul lui Dumnezeu, cu ce, după la ce te ajută ăla. După ce te dacă tot faci ce spune socialistul sau după ce te achizi de mandatul PPU. După ce te achizi de mandatul pe care ți l-a dat țara și partidul din care faci parte, în rest, treaba ta, fă ce inițiative ai. Mai întâi, astea că te ascultăm, te scoatem la tablă. Vedem ce ai făcut aici. Dacă asta le faci, restul, că tu mai vrei să mai faci alte lucruri foarte bine, fă-le. E activitatea ta, dar obligatoriu asta. Mai veniți în Maramureș până la alegeri? Sigur că da. Ne mai vedem atunci și sigur. Detaliem. Sigur. Până una alta, Cătălin Ivan va candida cu partidul său Pro-Demo. Pro-Demo, bine am da. Zis, se va regăsi pe buletinele de vot. Veți avea și observatori în toate secțiile, secțiile de vot. Observatori sau membri comisiei? Membri. Suntem că este un avantaj central. Pentru dumneavoastră că sunteți membru al Parlamentului da. European. Vom avea da, PMP-ul nu o să aibă, de exemplu. PMP-ul nu are. Ieri ieși lista de la Biroul Electoral Central și PMP-ul fără respins, nu are, că nu mai are europarlamentar. Probabil că nu aveau europarlamentar. Nu mai au, da, că Mureșan a plecat sau cum îl cheamă. A plecat la PNL. Siegfried, da. Siegfried. Și celălalt a plecat cu Cioloș. Alt om, în adevărat. Celălalt nu, nu că îl cheamă Siegfried, poate să-l cheme cum vrea, dar el n-a fost nicio secundă în România, a venit tot pe filiera germană, a ajuns direct în Parlamentul păi European. Păi, treabă, să scoa și recunoscut că a fost recomandat. Domnule, uite, e bun așa și aveți intrare bună la creștin democrat. Eu cred la că astfel populare. De situații trebuie evitate, că tot discutam de Cioloș, nu doar Cioloș. Sunt mai mulți care sunt implantați cumva. Dar, domnule, și să fie implantați, dar măcar să văd că petrolul nostru nu îl dăm pe gratis. Păi nu să vedem că dobânzile la noi măcar nu de 4 ori mai mari, sunt de 2 ori. Adică să văd dacă nu tot, ești subalternul lor. Măcar rezolvă o chestie. Păi le rezolvă, pentru ei. A, sunt foarte eficienți înțeles. Când vine vorba de interesele celor care... Stau bine financiar. Cel mai mare pierdant e Băsescu cu partidul lui, că nu va avea oameni în secție. Tot nu ne-a spus ce puneți la cale. Eu? Am venit la dumneavoastră studio cu un prieten bun. Bun, vă repetați. Am crezut că la final așa o să vă dați drumul. Și gata, ce să-mi dau drumul? Că nu am ce să zic. Simplu, aici am venit ea cu dumneavoastră, cu prima. Acum a venit am stat cu un arbitru, v-am ascultat. Cătălin... Dați consultanță în aceste momente grele prin care trece. Voi deschide birou europarlamentar la Cavnic și vom lucra împreună pe ce înseamnă proiecte europene, să ajutăm județul și așa mai departe. Politic, sigur, discutăm și politic, dar în plan secund. Am înțeles. Mulțumesc tare mult, vă așteptăm în campania electorală. E bine ca oamenii să vadă mare parte dintre candidați, domnul Cătălin Ivan este unul dintre ei, să-i vadă cum gândesc, ce propun pentru țara asta și să voteze în cunoștință de cauză până la urmă. Îi aștept pe toți, știu eu, candidații, dacă pot să vină în campanie electorală să se perindă inclusiv aici în Maramureș, să vină și doamne și domn, toți cei care vor fi pe listele partidelor care vor depune liste la alegerile europarlamentare din 26 mai. Atât pentru astăzi. Mulțumesc tare mult. Tot independent primarul de Cavnic, Cătălin Ivan, liderul ADN și al Pro-Demo, Da. Cu care va merge la alegeri. Atât pentru astăzi. Numai bine, rămâneți în continuare alături de noi pe Maramureș TV.